Salutare tuturor lumii și bine ați venit la un nou episod. Băi, astăzi m-am stat și m-am gândit la o chestie. O să stăm și o să reacționăm efectiv la jocurile pe care le-am jucat și jocurile care vor apărea în 2022. Așa că primul joc o să fie Wolfenstein The New Order, care ne-am jucat și am terminat și seria, l-aveți în playlist. Așa că hai să dăm drumul. O să încep o serie care pot să reacționez la videoclipuri, la nu știu, leak-uri pe Fortnite, dacă vreți, sau așa mai departe. Și ce mai așteptăm? Hai să dăm drumul, o vizionare plăcută. Nu uitați butonul de like și subscribe. Începem în februarie 1949. Asta am văzut și în joc. A început un război contra nemților. Mă scuzați, telefonul meu. Mă rog, mare război ce a fost aici. A picat în președinte, dacă știți, acolo în America. Mă rog, a picat președinții, înțelegeți voi care toată treaba, hai că am dat un pic mai jos. Și da, aici noi ne-am jucat, efectiv, adică partea asta e un pic cam, cum zic, mai ciudată, să spun așa, ținând cont că el nu-și mai aduce aminte deloc de nimic, s-a trezit trezit în spital, gen caracterul, și vă dați seama. Efectiv, dacă v-ați stat pe live-ul de ieri, am avut față totul tuturor și înainte să termin în joc plus 18, desigur. Deci, na. Aici e tot felul de monștri, o să vină mobi, la fel bine, eu le spun mob la NPC-urile astea. Na, Plașcovici, care e caracterul principal, abia aștept să mă joc pe partea a doua. Propst. Deci acum nu pot să le pronunț așa bine numele. Caroline. Caroline, da. Înțelegeți voi, pe asta l-am dus deja. Fergus Raid. Deci sunt foarte multe caractere principale, dar femeia și Blazkowicz, dacă spun bine, sunt caracterul principal. Aici sunt chiar primele misiuni. Asta, if. Bă, dacă știi cum să sau cum să-l tobori, poți să-l duci repede. Aici ce ne-am răzbunat când a venit ăsta, ăsta a murit foarte repede, deci nu ne-am făcut griji. Generalul, asta la fel, Brau Engel, v-aș recomanda cu cel mai mare drag jocul. Hai să trecem la Call of Duty Warzone 2, care ne-am jucat și jocul. E un joc de nota 10, seria Call of Duty. Pot să vă recomand cu cea mai mare plăcere. Dăm un pic mai încet. E foarte realistic. Modern Warfare 2. Adică se merită jucat. Chiar și seara de Battlefield am jucat-o. L-aveți în playlist dacă vreți să vă uitați. Da. Hai să oprim aici și de acum o să vină top 10 best new jocuri care o să vină în 2023. Asta e o persoană care le face. Deci, AWP, aici cum o să începem prima dată cu un joc din 2023. Obsidian, ceva pascăți aici, da, sorry de reclamă. Asta e. Trebuie să-l dăm la Full HD. E un dintr-o parte în evul mediu, din câte observ, cu arcuri, cu de-astea, abia aștept să lanseze. Nu știu, eu am de părere că efectiv jocurile care sunt, un exemplu, Call of Duty 2060, 2066, dacă spun bine, e foarte avansat pentru era în care trăim. Asta e strict părerea mea și vă dați seama că dacă vouă vă place, nu hate, vă puteți juca, dar eu nu chiar nu vreau să mă duc chiar așa de sus. Hai să dăm în partea a doua, o să apară o mică reclamă de la Apex Mobile, desigur, care și jocul e un joc destul de fain. Black Myth: Wukong, și asta e un joc destul de fain, abia aștept să lanseze.
Efectiv, în Wukong e din LOL. Dacă ai jucat vreodată, sunt sigur că avem în comunitatea noastră jucători de LOL. Deci, na, aici vă arată cum se duce el. Da, e un joc de nota 10, nu știu care o să fie prețul de real, dar să merităm. Să mergem un pic mai încolo. Nu știu cât o să fie episodul, dar na. Project Relic. Am auzit că și jocul ăsta e destul de fain. Seră. De la el. Deci sunt jocuri, păi, are niște skill-uri destul de faine. Mobo efectiv care... Eu... Mie mi-aduce minte un pic de Elden Ring, gen duce în partea asta. Părerea mea, nu știu dacă spun bine. HP-ul pe scrie în stânga, la mob. La noi, na, vă dați seama că l-am scos pentru trailer. N-am vrut. The Lost Wild, și asta e un joc pe bază de apocalipsă. Zombie, pietecă, uite, dinozauri. First person, survival horror, dinozaur. Game by Grid, AP Games, da, dar nu știu dacă e open world. Ceea ce nu mă gândesc că nu o să fie. Și la jocurile celelalte nu sunt open world. Dinozaur in the game using self preservation and reacts. Ce? Reactiv sistemic. Mă gândesc că totuși. Parcă v-am văzut ceva de Ubisoft. Ulos pentru capul în domnul. Aici, efectiv, parcă vă cu să poți să ai un scary de asta în care o să vină un monstru destul de mare de pe ușă, ca așa se întâmplă tot timpul. La fel și acolo. Bă, e ok, numai că din câte văd, nu știu dacă o să ai arme foarte multe. Asta să trecem la următorul joc, Diablo 4. Desigur, cine n-a jucat Diablo 4? Deci, mă rog, nu Diablo 4, seria Diablo. Deci, e un joc că chiar îmi place. 2023 se va lansa pe PS, PS4, Xbox One. Ok, da, RPG, da, Blizzard, da, făcut de Blizzard, e clar. Să-l posteze Blizzard-ul la ei. Da, numai atâta că pot să fie numai de sus caracterul, deci... Na... Hai să dăm la următorul. The Outer World 2. Nu știu, am jucat nici primul. Dacă ați jucat careva, să-mi zice și mie. Și că se va lansa tot în 2023. Deci asta e Open World. Ok. A apărut mare dinozaur, mi-aduce aminte de Pacific Rim. Un pic bat Pacific Rim-ul. Un pic, destul de mult, de fapt. Nu numai un pic. Da, sunt cu niște NPC-uri care și shooter între timp. Da, știi cum e. De foarte multe ori, trailerul bate gameplay-ul. Deci, uite, un exemplu Metin. La Metin, un exemplu, mamă, în trailer arată cum arată și după aia, bă, strict părerea mea, după nu trebuie să-mi dați cu hate sau eu știu. Dar, de foarte multe ori, trailerul bate gameplay-ul. Arată destul de bine, o să ne rupă la FPS-uri. Din efecte și ei, la asta se vede. Dacă stai un pic și te uiți și analizezi un pic treaba, că de ce te rupe la FPS-uri. E foarte, foarte bine și făcut jocul. De-aia și spune că e open world, adică o să putem să mergem pe toată mapa, de fapt pe planete. Am înțeles. Ne-a băgat mare. Asta ar fi din jocul Monopoly, dacă le știi careva. Da, nu știu de ce e treaba asta, l-am văzut ieri. Vronghetas, nu știu dacă am pronunțat bine numele.
fel de parte cu zombie, la fel, case bântuite, third person, Survival Horror Open World, mai mult ca Dead by Daylight, nu, Dying Light, pentru că Dying Light-ul e un pic cam ciudat. Ce scricul? Forgive us or treasure? Nu, și ora am înțeles ce dacă o să cred dacă am pronunțat bine. E clar, scary. The third person are și puzzle-uri, asta nu-mi place în jocuri. Deci are horror, fight monster, adică te poți bate cu monștri și solving puzzle, adică să rezolvi puzzle-urile din joc. Dacă vă place, let's go, așteptați jocul și puteți să mergeți. Players will free explore different part in the town. Deci putem să... Asta cred că ar fi boss-ul. Poate la duce cruce. Mamă. Mă, un pic din zilele noastre. Uite, un exemplu aici nu-mi place pentru că... Ok, nu fac mai realistic, dar atât din cât tot ți-l șapcă în mână, o să fie foarte greu să-l împuși pe zombie. Gen... Uite-te aici. 99. Spre părerea mea nu-mi place. Ad infinitum. Asta din câte am înțeles e un joc destul de bun. Deci... așa acolo se explodeze mina. Deci, Ad Infinitum is a upcoming to... înțeles. World War 1 game. Deci, problemă mentală la psiholog, horror, de care o te poate și afecta din al primul război mondial. Bine, pus creată, nu credeți gen ceea ce să zice un exemplu. Că nu e adevărat ceea ce s-a întâmplat aici, dar na. Nu e un pic horror. What the fuck? Dar ăla nu ne arată prea mult. Everspace 2, un joc de nota 10. Am jucat, pot recomanda. Grave. Hai să ne uităm cum e Grave-ul. Până acum văd niște programe, bine. Tente de fantome. Da. Trebuie să apărăm asta, unde suntem acum. Și genul să vină. O să vină numai pe partea de... Dacă un exemplu de tot, uite, asta se duce cu bricheta. Nu o să mai pot face nimic. O să fugă... Fantoma aia. Hai că în 12 minute, 13 minute, cât am filmat, mi-a sunat telefonul, cred că de vreo 10 ore. Mă, arată bine, nu zic nu, dar... Da. Mai sunt și alte jocuri, dacă vreți să mai facem, o să văd pe numărul de like pe care o să-l oferiți, guys. Și o să începem o serie, gen ce jocuri ne jucăm, licuri, după cum am zis și mă mai repet. League of Fortnite sau la alte jocuri, gen Minecraft Update, acum adică am înțeles, se lansează un 19, mare nebuneală o să fie. Fortnite-ul, am reacționat pe la ce s-a băgat update-ul nou pe live. Că n-am putut să fac episod. O să mai reacționez la jocuri, poate și la filme, dacă mă lasă YouTube-ul, ce spuneți? Asta o să vedem din numărul de like-uri pe care poți să-l apeși tu, și o să-l apese și prietenul tău. Și nu uitați de butonul de like și subscribe, așa că ne auzim pe live sau data viitoare. Pa, pa!